În cadrul conferinței de presă organizate la Spitalul Municipal Câmpina zilele trecute, managerul unității spitalicești a vorbit și despre proiectul de reabilitare și modernizare a policlinicii. Acest proiect se concretizează și va ajunge la Câmpina asta, va însemna pentru noi cei de aici multă încredere și satisfacție, dar în primul rând, ca și cu programul de informatizare, vor fi multe șuturi de tot felul pe care va trebui să ni le asumăm și la care să rezistăm, începând cu desfășurarea activității în acest ambulator. Primăria ne-a oferit câteva soluții de relocare a activităților noastre pe perioada lucrărilor. Lucrările care vor începe anul viitor le vor da într-adevăr bătăi de cap atât cadrelor medicale cât și pacienților. Dar soluția cea mai bună și rentabilă este ca activitatea să se desfășoare și pe durata proiectului tot în cadrul policlinicii. Până la urmă s-a constatat că în afară de niște costuri destul de mari ar fi fost foarte greu să autorizăm sanitar, pentru că noi nu ne putem muta cu cabinetele la școala X și să consultăm. Toate actele medicale trebuie să desfășoare unități autorizate medical. Ori autorizarea medicală a altui spațiu ar fi fost mult mai complicată și costisitoare în timp, încât soluția pe care am discutat-o cu proiectantul și la care urmează să aplicăm este să lucrăm printre picamere. Anul viitor, Policlinica Câmpina va avea o cu totul altă înfățișare, dar și aparatură nouă mult mai performantă.